Dorin Baidoc, polițistul din Șimleu, Silvaniei, care a împușcat la sfârșitul lunii iulie un bărbat din comunitatea de rom din Pustăvale, suspect într-un caz de furt de fier vechi, a fost scos de procuror de sub urmărirea penală. Decizia a fost luată de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care au preluat la sfârșitul anului trecut dosarul de la colegilor din Sălaj. Potrivit rezoluției date de procurorii clujeni, decizia scoaterii de sub urmărire penală este justificată de faptul că, în urma cercetării, s-a stabilit că polițistul nu a acționat asupra victimei cu intenția de a o ucide, ci în calitatea sa de agent de poliție reprezentant al instituției statului. Mai mult, procurorii spun că au fost îndeplinite condițiile pentru a se stabili că polițistul avea dreptul să facă uz de armă împotriva victimei. Citez: considerăm că învinuitul Baidoc Dorin Mihai trebuie să beneficieze de protecția oferită de legiuitor polițistului aflat în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Am încheiat citatul, concluzionează procurorii clujeni. Vestea a fost primită cu bucurie de colegii polițistului, care l-au susținut în toată această perioadă de la tragedia din 20 iulie și până acum. Citez, această soluție confirmă că polițistul și-a făcut doar treaba. N-a fost vorba despre nicio discriminare, ci și-a îndeplinit doar sarcina de serviciu, așa cum am susținut încă de la început, am încheiat citatul, ne-a declarat Tincuța Dumuța, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Împușcarea bărbatului din Pustăvale de către polițist a stârnit la acea vreme mare vâlvă, întrucât victima era de etnie romă, iar organizațiile acestei etnii s-au grupat rapid în jurul familiei indoliate și au acuzat de discriminare atât pe polițist cât și pe organele de cercetare penală, care ar fi mers în comunitate număr prea mare și ar fi dus astfel la intimidarea membrilor comunității. Reamintim că incidentul în urma căruia polițistul din Șimleu a ajuns în atenția organelor de cercetare penală a avut loc în seara zilei de 28 iulie în comunitatea de rom din Pustăvale. Potrivit informațiilor primite imediat după incident de la reprezentanții IPJ Sălaj, acesta se afla în timpul serviciului și a fost solicitat să verifice o sesizare a unui administrator din zonă care semnala un caz de furt de fier vechi. Polițistul a verificat sesizarea, a constatat că aceasta se confirmă, obținând totodată indicii cu privire la suspecți și direcția spre care aceștia plecaseră. A pornit în urmărirea lor și i-a localizat în cartierul Pustăvale din oraș. În căruță se aflau bunurile furate, despre care suspecții au spus că le-au cumpărat, dar au refuzat să-i spună agentului de poliție de la cine și au devenit agresivi, înjurându-l și amenințându-l. În intenția de a-i conduce la sediul poliției pentru cercetare, cei trei bărbați aflați sub influența băuturilor alcoolice au opus rezistență, l-au lovit pe omul legii cu pumnii, picioarele și o piatră și au rupt cămașa de la ținuta de serviciu, încercând să scape prin fugă. În același timp, polițistul a scos pistolul și a tras un foc de armă spre bărbat, rănindu-l. Agentul de poliție a solicitat imediat prezența unei ambulanțe. Un echipaj smurt a ajuns imediat la fața locului, însă bărbatul decedase deja, fiind rănit în zona intercostală.